zilnic asistă la venirea pe lume a unor noi destine. Sunt cele care ajută femeile să dăruiască viață, iar fericirea fiecărei mame trece prin ele. Vorbim despre moașe, profesia miracolelor vii. Astăzi, de Ziua Mondială a Moașelor, aflați cum decurge o zi din viața lor, femei cu mâini de aur și răbdare de fier. Moașele de la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 nu stau locului o clipă. Sunt implicate cu trup și suflet în ceea ce fac, întrucât au un scop comun: ca fiecare femeie care pășește pragul maternității să aibă parte de o naștere frumoasă cu un final fericit. Ele spun că această meserie, pe cât e de frumoasă, pe atât de responsabilă și cu multe surprize care îți taie respirația. Fiecare naștere este unică în felul său și trebuie să fii pregătit să faci față provocărilor. Fiecare femeie când vine la naștere este individuală. Deci, evident, atârnarea față de ea la fel de este individuală. Ne dorim cât mai mult timp să fim alături de ea, să aibă ea încredere în noi, să se simtă că este în siguranță, să conlucrăm și să avem un final fericit. Pentru o zi sau două, ele pot înlocui rolul de cea mai bună prietenă și chiar de mamă. Asta pentru că ajută și ghidează cu dedicație femeile pe tot parcursul nașterii și până la externare. Ca să stă piele la piele, ca să iei contact cu corpul, ca să iei flora dumneavoastră și când se atașează, iar așa să fie gurița la nivelul mamelonului, bine? Și când asta buza de jos fie întoarsă și vă uitați, înghite, respiră, înghite, respiră. De câte ori vrea copilașul să mănânce, de atâtea ori mănâncă maxima noastră. Să crești mari și frumos. Ați fost bravo. 24 din 24, cum mică. Lidia Revin, de aproape 40 de ani, participă activ la venirea pe lumea micuților. Ea spune că nu există mai mare fericire să vezi proaspeți părinți cu bebelușul lor în brațe cum pleacă acasă fericiți. Mai ales să știi că tu ai contribuit la această minune. Ea își amintește de primii ani de muncă și e bucuroasă că medicina s-a modernizat, iar acum mamele au mai multe beneficii. Atunci erau cu mult mai multe nașteri, în calitate erau mai înalte. Femeile erau și atunci sub atenția medicilor, moașelor, dar acum este un pic mai multă atenție să trage. Ca atunci copiii erau separați de mamă. Mama nu are beneficii ca să fie copilul permanent 24 de 24 de ore. Nu s-a plecat copilul îndată la piețe. Țările de naștere nu erau separate. Fiecare pacient acum, fiecare mamică care naște este dotată de o sală de naștere separată. Adriana este una din cele mai tinere moașe de la maternitatea numărul 1 din capitală. A ales această meserie pentru că e una nobilă, iar ea iubește frumosul cu toate laturile lui. Este o binecuvântare să naști un copil, să ai grijă de cineva. Este și o responsabilitate, dar este un mare ajutor pentru cineva. Îmi place să fiu de folos în societate, să fiu de ajutor pentru cineva. Este un lucru frumos. În prezent, la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 activează 70 de moașe.